Bună ciao, sunt Petri Șorobaie și vă invit la o nouă ediție a interviurilor Pagina de Media, astăzi pe tema zilei, respectiv propunerea legislativă abordată ieri de Camera Deputaților, o propunere legislativă potrivit căreia jurnaliștii vor fi scutiți de impozitul pe venit. Îl avem prin telefon pe senatorul PSD Lucian Romașcanu. Salut, Lucian, bine ai venit în emisiune. Salut și mulțumesc de invitație. Partidul Social Democrat este unul dintre inițiatorii acestui proiect și te voi întreba direct ce s-a dorit cu acest proiect, cu această propunere legislativă. S-a dorit, în primul rând, sprijinul pe care îl datorăm jurnaliștilor, o meserie foarte lovită, în primul rând, de niște decizii politice greșite la momentele inițiale, ca să pomenesc doar privatizarea Rodipet și tot ce a urmat după aceea. A venit criza economică când peste 5.000 de jurnaliști în foarte scurt timp și-au pierdut joburile. Este o meserie periclitată în acest moment în România datorită mediului în care se desfășoară și atunci este o primă primă decizie de a veni în sprijinul acestei prese. Spui că este o primă decizie. Vor mai urma și altele sau ce se va întâmpla? Sunt tot felul de discuții pe care sper la un moment dat să le putem concretiza, legate de zona online, legate de mari jucători din social media care au, pe de o parte, o contribuție importantă în bugetele publicațiilor autohtone, dar în același timp influențează într-un fel nu tocmai fericit per total mediul jurnalistic din România. Te refer la probabil la Facebook și Google. Cum Facebook, ar putea face Google Parlamentul asta? Poți să detaliezi, te rog? Sunt precedente deja în Franța, în Spania, există discuții avansate în Germania. Sunt lucruri care trebuie să se întâmple pe plan local pentru că din păcate, multe din veniturile pe care aceste platforme le produc în România nu sunt fiscalizate aici, iar faptul că presa a trebuit să o ia pe acest drum de colaborare cu ei pentru a-și, cum să spun, crește veniturile, a lăsat editorii autohtoni fără principala lor armă, jocul propriu în ceea ce privește publicitatea. Să înțeleg că Parlamentul are în vedere ceea ce au propus mai mulți editori, respectiv ca impozitarea Google și Facebook să se facă pe veniturile din România în România? Căutăm aceste soluții astfel încât să nu intrăm în contradicție cu directivele europene, dar cu certitudine este un subiect pe care îl avem în discuție de ceva vreme și îl vom discuta mai accentuat în perioada care urmează. Până atunci avem acești 10%. Cât ajută jurnaliștii cu care am vorbit și oamenii din instituții media cu care am vorbit spun că acești 10% scutire de impozit pe venit nu înseamnă aproape nimic în economia unei redacții. Înseamnă 10%, creștere de 10% a veniturilor unor jurnaliști, tuturor de altfel, dar pentru mulți dintre ei chiar contează 10%, 10% este o creștere importantă. Singurul lucru pe care ai vrea să mai subliniez legat de, să-i spunem, criza în care se află jurnalismul în România este și faptul că nu mai există, cu excepția Bratului, niciun organism colectiv, nici în ceea ce îi privește pe jurnaliști, nici în ceea ce îi privește pe patronii de presă. Lucrurile astea arată că există probleme în interiorul Breslei. Eu mi-aș dori să avem iarăși organisme colective cu care să discutăm despre mai binele presei respective și atunci am vedea și cum abordează acest subiect jurnalistul de rând. Eu am văzut și am tot respectul pentru jurnaliștii importanți care s-au pronunțat pe această lege și care au spus că nu e nevoie, că nu e un fel de a închide gura jurnalismului din partea politicului, ceea ce este fundamental. De a-i transforma într-o castă cu privilegii. De-ai că transforma într-o castă cu privilegii și așa mai departe. Eu nu cred că este un privilegiu. Este o industrie fundamentală
pentru orice țară și cu atât mai mult pentru România, care la 30 de ani de la Revoluție încă are sincope în ceea ce privește democrația, și orice sprijin care vine către această zonă, eu cred că este binevenit. Repet, am tot respectul pentru jurnaliștii care s-au pronunțat, dar ei sunt jurnaliști de succes. Sunt niște jurnaliști pentru care lucrurile acestea în principiu nu sunt foarte importante și pot să se gândească foarte mult la zona de principii și așa mai departe. Totuși, pe fond, jurnaliștii care trag zi lumină în redacții de print, de online, sunt jurnaliști nu foarte bine plătiți. Ba din contră. Și pe atunci, ei va ajuta această scutire de 10%? Ca mulți sunt încadrați pe salarii nu foarte mari, să recunoaștem. Da, dar în momentul în care cineva îți propune o creștere de 10%, ea ar trebui să fie, cum să spun eu, apreciată ca așa cum este. Este o creștere de 10%. Sigur, pot fi discuții că s-ar putea patronatele să nu transfere către angajați. Astea sunt lucruri care se pot controla și verifica. Eu cred că este un beneficiu al Breslei și Breasla ar trebui să vorbească în integralitatea ei pe această temă. Și voi din păcate aici, da, aici este scăderea Breslei jurnalistice în acest moment. Nu există organisme colective cu care să putem discuta. Există niște sindicate care în parte au fost de acord în discuții că trebuie sprijiniți jurnaliștii, dar mi-aș dori ca să reușim și, uite, fac acest apel pe public prin intermediul tău, să ne strângem, eu sunt și președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat, să ne strângem și să încercăm să vedem cum ar putea fi reorganizată în instituții de reprezentare această meserie. Dar voi până acum pentru această decizie v-ați consultat cu cineva? Sigur că da. Inițiatorii au avut întâlniri cu Breasla, au avut întâlniri cu sindicatele. Cu cine exact din, din Breasla? Că nu știu, nu știu eu să-ți spun. Colegii care am vorbit nu știau. Nu știu eu să-ți spun acum, dar pot reveni cu chestia asta după ce vorbesc cu date concrete. Din întrebările mele au fost, da, au fost contacte, dar fiind într-o perioadă foarte tulbure și aglomerată, chiar n-am intrat în detalii. Totodată, Ioana Vădani spunea că inițial această propunere legislativă a obținut avize negative de la comisii. Este firesc să aibă avize negative pe zona economico-financiară pentru care are impact bugetar, dar în același timp eu cred că inițiativa pe fond este bună. Și rămâne de văzut dacă va întruni aprecierea. Știți care e chestiunea? S-a mai întâmplat toată și cu reducerea TVA-ului la publicitate, la presă în general, crezând că e un lucru bun, pe fond la sfârșit am văzut că nu este dorit de către industrie. Aici eu cred că totuși lucrurile sunt spre bine și nu spre rău. Dar tu ai fost manager de presă. Ai fost, să presupunem, acum erai manager de presă și jurnaliștii pe care îi aveai în companie spuneau clar, această măsură nu este tocmai în regulă și urmărește sau are ca efect transformarea noastră într-o castă privilegiată. Tu ce ai fi spus? Era asta principala problemă, impozitul de pe venit? Este o pârghie pe care o are statul român în relația cu lucrătorii dintr-un anume domeniu. Să nu uităm că lucrul ăsta s-a întâmplat și în IT și acolo IT-ul a ajuns să aducă aproximativ 6% din produsul intern brut. Sunt niște zone, sigur, toată lumea spune, am auzit discuții multe ieri și astăzi, că de ce nu pompieri? Sunt niște zone critice. Da, și cred că jurnalismul este un serviciu public, este exact zona cu care are grijă mult ca Parlamentul să își respecte ceea nu, ce trebuie nu să respecte constituțional. Nu poate nimeni vreodată să acuze Parlamentul că a încercat mituirea întregii Brezle. Nici nu poți ca bunăvoința să nu uităm un lucru esențial. Partidul Social Democrat în guvernarea anterioară a crescut salariile medicilor, a crescut salariile profesorilor, a crescut pensiile în mod semnificativ și totuși am fost penalizați la vot. Pe alte greșeli. Lumea nu mai poate fi în anul 2020 cumpărată sau mituită. Este o politică de stânga pe care Partidul Social Democrat și-a asumat-o. Vedem că politica de dreapta pe care o face, o declară Ludovic Orban este opusă. Nu vrem caste privilegiate, vrem ca toată lumea să fie impozitată la fel. Este o altă viziune economică-socială. Noi credem că ceea ce facem noi e corect.
Spunea jurnalistul Dan Tăpălagă că dacă ar fi instituții care să câștige de pe urma acestei decizii, ar fi, de exemplu, marile televiziuni. România TV, Antena 3 a dat doar două exemple. Ar fi jurnaliștii. Ăsta este un proces de intenție pe care nu pot să-l accept. Toți jurnaliștii și-au salariile de la patronii respectivi și fiecare jurnalist în parte va beneficia de acest lucru. Și l-aș ruga pe Dan Tăpălagă să-și întrebe oamenii din redacție care stau toată ziua și scriu non-stop și fac online skimming și efectiv muncesc 12 ore din 24, dacă ei sunt de acord cu măsura. Totuși, nu cred că Dan Tăpălagă poate să se transforme în purtător de cuvânt al jurnalistului român. El este într-o postură privilegiată, este într-o zonă, cum să spun, rarefiată. Într-o zonă antreprenorială, cum sunt mulți alți jurnaliști. Sigur că da, dar în același timp sunt convins că publicația la care lucrează și pe care o coordonează are și oameni din zona, cum să spun eu, normală al jurnalismului. Să întrebe și pe acei oameni. Vreau să văd și punctele acelea de vedere. Avem poziții și de la Republica, avem poziții de la Cătălin Tolontan, avem poziții de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Cam toate au spus același lucru. Nu este avem regulă. Poziții individuale de la manageri și de la ziariști de succes, care și-au spus punctul lor de vedere. Niciunul din ei n-a citat vreun ziarist din subordine care ar împărtăși acest punct de vedere. Păi, presupunem că ei reprezintă o redacție, nu... Nu, ei au vorbit în nume propriu, am văzut și eu declarațiile. Eu, părerea mea este că nu e bine, eu nu cred că e ok. Aș vrea să văd și punctul de vedere al ziariștilor, cei mulți care duc pe umeri presă. Chiar vreau să aud și aceste puncte de vedere. Acum vorbim de următoarele măsuri. Această măsură pe care o aveți în lucru cu Facebook și Google, cam când estimați voi că ar putea intra în discuții sau când ar putea să fie concretizată? Că mai este puțin până când Parlamentul mai este foarte puțin și până se ia o decizie legată de alegeri. Probabil că în 6 luni, un an de zile, în funcție de cum se mișcă și calendarul politic în acest moment, putem avea pe masă niște decizii pe care să le luăm. Și o întrebare, dacă acum ai fi fost manager de presă, cum ai fi catalogat măsura pe care a luat-o Parlamentul? Bună. Și nu sunt ipocrit și nici nu mint în momentul ăsta. Eu știu un singur lucru. A existat un moment în care concurența pe piața presei a fost extraordinar de mare. Dacă mai ține minte ruperea a ceea ce a însemnat echipa care a făcut Adevărul și tot trustul Adevărul. Salariile atunci au explodat de la 200 de lire pe lună la 1000, 2000, nu mai găsei oameni. În momentul în care a venit criza, tot ceea ce se construise în presa românească ca bunăstare și ca respect față de jurnaliști a dispărut ca prin, cum să spun eu, imediat. Au fost 5.000 de oameni, peste 5.000 de oameni care și-au pierdut joburile, credite luate fără a mai putea fi întoarse și așa mai departe. Și în momentul ăsta, presiunea unei piețe mari de jurnaliști someri asupra angajaților a făcut ca prețul muncii jurnalistului să scadă. Și atunci este o primă importantă, deși poate părea mică, măsură de corecție a acestei chestiuni. Și o să te mai întreb un lucru. Au existat câteva propuneri în această dezbatere, printre care alocarea contractelor de publicitate din bani publici care să respecte criterii profesionale, respectarea legii liberului acces la informațiile publice și oprirea blocadei informaționale pe care autoritățile publice centrale și locale o desfășoară la adresa jurnaliștilor. Politicienii să nu mai acorde contracte de publicitate netransparente și în afara campaniei electorale, nu numai în timpul lor. Politicienii să iasă din acționariatul companiilor de media. Ți-am citit câteva dintre propuneri. Veți ține cont de ele? Eu îți promit că voi ține cont de ele și multe din ele sunt extraordinar de corecte. Și când vom vedea concretizat măcar ceva din aceste propuneri?
Repede. Important este, repet, să vedem cât mai ține parlamentul ăsta, dar în următorul, dacă voi face parte din el, vor fi priorități. Mulțumesc. Pentru că vin din lumea asta și chiar înțeleg nevoia jurnaliștilor de o colaborare corectă și deschisă cu instituțiile statului. Mulțumesc, Lucian Romașcanu, pentru precizări. Mulțumesc și eu, Petrișor, și ținem legătura. A fost prin telefon senatorul PSD Lucian Romașcanu, președintele Comisiei de Mass Media și Cultură din Senat, pe tema pe care astăzi am dezbătut-o și o dezbatem, respectiv propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaților, prin care jurnaliștii sunt scutiți de impozitul pe venit. Sunt Petrișor Obaie, până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, prin telefon sau din studio, numai bine!